Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la Ora Adevărului. Începem săptămâna astăzi cu un primar pe care îl cunoașteți cu toții. Face treaba acolo în municipiul Motru, pentru că de această localitate este vorba. Dar, din păcate, în mai puțin de un an de mandat, a fost împiedicat de tot felul de lucruri care nu au funcționat în ultima perioadă. Și asta pentru că sunt belele, ca să le spun așa, din anii trecuți. Pentru fiecare chestiune de acest gen, primarul este obligat să deschidă anchete, să facă procese și, într-un fel sau altul, să își pună în cap pe cine nu trebuie. Cu toate acestea, primarul ține piept tuturor, dovadă că lucrurile merg înainte, în Motru se construiește de zor și se răspunde la chestiunile care, prin care se încearcă o atacare a domnului primar aici de față. Bună seara, domnule primar Cosmin Morega, invitatul nostru. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație, așa cum a spus dumneavoastră. Continuăm cu bune și rele, dăm înainte, oamenii au văzut că se mișcă treaba la Motru, se mișcă, zic eu, într-un ritm oarecum alert și bine și cred eu că asta îi supără pe mulți, pe cei care nu sunt în regulă, n-au înțeles și ar trebui să înțeleagă că s-a terminat perioada în aceea în care fiecare făcea ce vrea și când vroia. Era iar cazul. Dacă aveai o influență, eu știu, și o notorietate și o influență financiară, puteai să faci orice. Nu. Eu sunt oarecum un aiduc și o spun cu responsabilitate. Practic îmi asum atunci când ajut un om amărât și necăjit, chiar dacă este la limita legii și mi-o asum, iar cei care au putere financiară, relații, cunoștințe, este bine să înțeleagă că trebuie să intre în legalitate cât mai repede și să facă totul legal. Altfel nu va fi bine pentru nimeni, voi continua și nu voi ceda o secundă până când vom pune în legalitate pe toată lumea. Am și anunțat că în următoarea perioadă vom avea un control fiscal și o echipă, o comisie constituită la nivelul municipiului Motru, care va verifica persoanele juridice și persoanele fizice și vreau eu să începem așa cu noi, adică cu aleșii locali, începând de la mine, consilieri locali, și după aceea să trecem la populație și la persoanele juridice. Deja văd mâine, păi mâine, titlurile din ziare. Domnul primar Cosmin Morega s-a pus pe afaceriștii din zonă. Vă așteptați la chestiuni de genul? Mă aștept la fel și fel de răutăți, dar n-am nicio teamă. Să știți că tot ce apare sunt anchetat, urmărit, verificat, peste tot. Nu ezită să fac astfel de lucruri doar de a mă intimida. Nu, continui ceea ce am început și îmi doresc ca pe stradă să merg liniștit, să fiu apreciat de oamenii onești și corecți, nu de cei fățani nici prefăcuți, de cei care au doar un simplu interes. Nu mă încântă cu nimic dacă spune domnul primar și de fapt urmărește altceva. Pot să spun că am deblocat lucruri care nimeni n-a avut curaj nu să le deblocheze, să uite măcar pe acele documente. Acest lucru vom face în continuare. Este adevărat că în primăria municipiului Motru angajații oarecum au fost timorați, speriați, eu știu, înfricați, n-au avut oarecum curajul ca să ia taurul de coane să respecte legea. Deja acest lucru se vede. Au început să aibă curaj chiar în dumnealor, să înțeleagă cu toții trebuie să facem front comun pentru a îndrepta aceste lucruri lăsate așa la voia întâmplării. Practic s-a terminat acel moment în care fiecare construia pe unde vrea, când vrea și cum vrea. Și de ce spun acest lucru? S-a încheiat un control al Curții de Conturi și o să-l facem public acel raport. Practic este oarecum public, l-am pus la dispoziția Consiliului Local și chiar am atenționat și am rugat frumos să-l citească, nu doar să ia act și să vină cu propuneri. S-au învățat să spună că iau act de adrese și de aceste rapoarte și de fapt mulți nu se uită pe ele și nu le citesc. Și am rugat să vină, că asta este menirea dumnealor, să vină cu propuneri, să ia la cunoștință, să fie informați. Practic, în acel raport ne spune clar, n-au fost actualizate de mult, s-a încheiat de 20-30 de ani aceste taxe și impozite pe concesiuni și chirii. Există la ora actuală zeci de construcții construite fără autorizații și ocupă domeniul public. Există la ora actuală în continuare dorința de a ocupa spațiul public fără forme legale. Există la ora actuală documente, acte și care nu sunt în concordanță cu construcțiile existente. Practic fiecare și-a luat, să zic, autorizația de construcție pe 5 camere și a făcut 20 de camere. Eu știu, a avut, nu știu, poate n-aș vrea că poate se întâmplă să fie cineva în această situație. Nu știu, a avut frizerie și apare acum 2000 de metri altceva, eu știu, supermarket și așa mai departe. Nu s-a mai gândit să treacă pe la primărie niciodată. Să-și schimbe documentele. Și atunci ne întrebăm cu toții de ce cel de bună credință cetățeanul plătește impozii corect, iar ceilalți caută tot timpul să fenteze.
Practic au cam fost susținuți în ultimii 5 ani să facă așa ceva, s-a mers pe acea termenă, știu, tacita, înțelegere și așa mai departe, care este incorrect așa ceva. Speculează legea și spune că n-ai ce să faci după 2-3 ani, nu mai poți să-l amendezi, dar nu, putem să-l punem în legalitate. Am văzut că ați avut chiar în Târgu Jiu acum o amendă de 1 miliard pentru astfel de construcție și pentru intrarea în legalitate. Da. Asta nu înseamnă că nu trebuie să intri în legalitate, să-ți declar bunurile și terenurile. Toată lumea vorbește de anumiți oameni că au și plătesc taxe și impozite foarte mari. Nu plătesc foarte mari. Posibil la ora actuală să dea, nu știu, 100.000, dar atunci când vei evalua și vei face acel control fiscal, s-ar putea să rămâi surprins că ar trebui să plătească poate 500.000 taxe și impozite, iar noi cetățenii sau cetățenii simpli vin și își declară de fiecare dată bunurile, da? Dar știi de ce se întâmplă? Practic se joacă cu inteligența oamenilor și vor să aducă în spațiu anumite persoane, că ei sunt cei mai buni și cei care doresc binele localității și de fapt sunt acei oameni perfizi care bagă la mijloc această, eu știu, afacere, oarecum să-i zic, și consideră că sunt create locuri de muncă și plătite taxe și impozite, dar de fapt un loc de muncă este binevenit dacă este creat, dar acel om nu trebuie să simtă, eu știu, oarecum obligat. El muncește pentru banii respectivi, nu-i primește degeaba, iar taxele și impozitele locale, dacă le plătești, le plătești pentru infrastructură, iluminat public, servicii de calitate, apă, canal, eu știu, iluminat, care nu poți să le faci altfel dacă nu ai aceste taxe. Practic, te ajută și pe tine ca om de afaceri sau persoană fizică să-ți dezvolți acea afacere dacă găsești un mediu prielnic și să dezvolți și alte activități, capacități care să atragă și locuri de muncă. Nu v-ar fi mai ușor, domnule primar, să ignorați chestiunile astea și să am primit astfel de semnale. Băgați bățul în viespar? Am primit astfel de semnale, să punem Batista pe țambal? Nu. Eu sunt un om, vreau să fiu cât mai corect, da? Poate am greșit și poate greșesc în activitatea de zi cu zi, știți cum e, nu pot să-i mulțumesc pe cei de acasă, dar apoi pe toți cetățenii, dar vreau să nu fie rușine de nimeni, să-mi bat obraz, să-mi spună nu pe acea persoană că stai la masa X, nu-l vezi, iar pe altul vezi. Nu, toată lumea este la fel și toți, n-am ajuns peste tot, sunt multe lucruri și multe probleme, dar să aibă încredere că pe toată lumea îi vom trata la fel. Deci, practic, până nu se va face lege pentru toți, nu vom înceta. Și atunci o să vadă cu toții că este un lucru bun și atunci apare și acel respect unul față de altul, nu mai este acea concurență neloială, cel care așteaptă după documente și tot ceea ce este normal, nu poate să-și dezvolte o afacere peste noapte, iar alții care au ignorat și au considerat că așa este cel mai bine, că am putere, am relații și pire, s-a terminat acest lucru la Motru. Practic Motru este un oraș deschis. Ca să priceapă toată lumea, este un oraș deschis pentru toți cei care vor să construiască, să realizeze locuri de muncă, să dezvolte o afacere, toți cei care vor să lucreze legal și toți cei care vor să aibă o relație corectă între dumnealor și primăria municipiului Motru. Le stăm la dispoziție cu orice doresc dumnealor, atâta timp cât este legal. Cred că s-a observat că acele documente se mișcă așa oarecum peste noapte, nu mai aștepți luni de zile. Chiar acum am avut pe ordinea de zi a Consiliului Local un proiect de hotărâre cu un regulament pentru cetățeni și persoane juridice care nu mai sunt nevoite să aștepte 30 de zile cel puțin ca să vină în Consiliul Local să le dăm un accept să-și bage curentul, apa, canalizarea. Deci grăbiți lucrurile. Da. Că am considerat că nu trebuie, a pierdut omul, vine pe data și depune documente după, nu știu, 20 ale lunii sau după 80 ale lunii, trebuie să aștepte o lună jumate să-i dăm un aviz Consiliul Local pentru a se racorda la energie electrică, apă, canal sau, eu știu, gaze. Și atunci am considerat că este bine să avem acest regulament. Am muncit pe repede înainte la el. Sper să nu fie și probleme care să încurce dacă nu le perfectăm. Eu sunt convins că au fost atenți colegii și practic face o solicitare, îți dă avizul compartimentul de specialitate și pierzi o zi, două, cinci, nu pierzi o lună, două. Este un aspect. Altul, am avut multe solicitări pentru achiziția apartamentelor care sunt cu chirie ale cetățenilor din municipiul Motru, oamenii se vaită de, de ani de zile. Mai aveți încă astfel de mai avem câteva locuințe. Da, oamenii s-au chinuit ani de zile ca să poată și le achiziționeze chiar și în rate, lucru care nu s-a întâmplat, n-a fost ușor să faci evaluarea lor, să mergi în Consiliul Local și am reușit în aceste lucruri ca primul lot, să zic așa, de 8 apartamente deja să poată fi achiziționate. Lucrăm la următorul lot de 11 apartamente. Suntem aproape de final pentru a le introduce în Consiliul Local și a da acceptul. N-am acceptat niciun rabat de la evaluarea corectă
și le-am atras atenția că trebuie să fie o evaluare corectă, atât din punct de vedere al nostru, cât și al cetățenilor. Nu vrem să fentăm pe nimeni, nu vrem să ne procopsim peste noapte, trebuie să fie prețul corect al locației, stabilit conform legii. Și știu cu toții că s-au făcut în trecut astfel de mânării, și o spun cu simț de răspundere, când alții poate au pretins și altceva pentru a-i sprijini și ajuta, oamenii vorbesc și știu că am dreptate. Eu nu am fost de acord cu așa ceva. Spuneți că s-au cerut bani pentru fel de fel de documente, pentru închirier, pentru... Mi-a ajuns și la ureche așa ceva, dar știți cum e, că nu ai proba, e certă, nu poți să spui. Dar practic eu nu am acceptat asta pentru toți aceeași lege, aceeași măsură pentru toată lumea și cred eu că acest lucru se vede. Este un lucru bun și pentru noi și pentru cetățeni să ne respectăm unii cu alții. S-a ajuns în situația în care există apartamente, locații chiar ale noastre, ale primăriei, care au datorii la asociație de proprietari pentru furnizarea agentului termic, apă caldă, eu știu, canalizare, 60-70 de mii de lei. Deci, practic, nu mai are valoarea apartamentul cât de datoria ce are acea persoană. Suntem în situația, și asta vine din urmă, în care instanța a dat câștig de cauză asociației de proprietari care s-au îndreptat asupra proprietarului, proprietar fiind primăria municipiului Motru, ne-au pus cont executare pe conturi și ne-au luat banii din cont pentru aceste datorii. Asta arată clar că timp de ani de zile nu s-a făcut ceea ce ar trebui făcut și pot să o spun și o spun deschis, chiar asociația de proprietari au o mare vină. Nu poți să-mi aduci la cunoștință după 5 ani, 6 ani de zile care 600 de milioane. 600 de milioane le-ai acumulat și le-ai adunat în 10 de ani. Ce ai făcut în această perioadă? De când am venit, am schimbat jocul. În fiecare lună ne transmit situația cu debitele pentru locațiile noastre, somăm proprietarii sau chiriașii, de fapt, că noi suntem proprietarii, să se achite în cel mai scurt timp și am ajuns în situația în care cred eu că vreo 70-60 de apartamente au astfel de debite, se apropie să expire contractul de închiriere și nu o să mai putem să-l prelungim. Legea spune că trebuie să fii zero la toate utilitățile pentru a putea încheia acest contract în continuare. Este un lucru de nedorit. Ați văzut că au fost și oameni cu bani care au avut 3-400 de milioane și când a apărut oarecum public a mers și le-a achitat, că a mers pe varianta deci, merge și așa la motru. Faptul că îi faceți de rușine funcționează. Este o variantă pentru a putea îndrepta treburile și cu timp o să vadă că le este bine chiar și dumnealor. Dar au mers pe varianta, nu mă întreabă nimeni de nimic, inclusiv cu autorizație de funcționare, zic că am ajuns la un număr record. N-au fost niciodată 500 și ceva de autorizații acum de funcționare. Acum au înțeles că se fac controle, că pot să fie sancționat și că pot să și au înțeles că le facem un bine dumnealor. Vine atâta un timp cât control, sunt în legalitate... Vine un alt control în urma noastră și le poate suspenda activitatea, să pierd locuri de muncă, le confiscă încasările de când nu au această autorizație și practic au mai mult de plătit decât să intre în legalitate, să aibă documentele. Acea autorizație de funcționare pe raza municipiului implică un set de documente. Poate omul vede că expira, nu știu, certificatul, buletinul, contractul de salubrizare și multe, multe altele. Adică ai o verificare anuală unde poți să te pui în regulă cu tot felul de documente și cred eu că este un lucru bun și să știți că oamenii n-au văzut-o ca pe o rea voință, că nu este o rea voință. Din contră, îți duc dacă nu ne-a întrebat nimeni niciodată de așa ceva. Nu. Și asta este adevărul. Practic, lucrurile se mișcă la modul, să știți că se mișcă destul de bine. Mulți zic că am devenit o persoană mai exigentă, mai nu așa am fost tot timpul. Dar să înțeleagă cu toții că eu repet o dată, nu de două ori, și colegii mei au înțeles acest lucru. Este adevărat că sunt multe probleme, cum a spus, și trebuie să le îndreptăm, dar din mers pe lângă domnul cele primar, care s-a făcut zilnic. Foarte mult abia în octombrie, practic, se face un an de mandat, deci practic ați făcut enorm de mult, se lucrează Motru, este un mare șantier. În schimb, mai aveți și probleme și eu nu neg că sunt probleme din urmă. Sunt colegi de presă care se uită în partea cealaltă. Eu știu ce s-a întâmplat dacă la Motru în ultimul ar fi normal. A colegii de presă care se uită în altă parte să nu se uite numai spre buzunar. Dacă a primit o sumă de bani, foarte bine că a primit-o, dar ar trebui să aibă informații și să înțeleagă că nu totul pe lumea asta se face cu bani. Așa au făcut poate acei colegi în viața dumnealor, dar nu totul se face numai cu bani. Și au văzut că nu am nicio temere, am fost, eu știu, reclamat și de Consiliul Local la toate instituțiile pentru faptul că vrem să facem un bine în localitate. Mi-am asumat și mă așteptam la acest lucru. Vis-a-vis de parcare. Și este rușinos ca cei domni consilieri cu părul alb,
care se dau că au 4, 5, 6 mandate în Consiliul Local și n-au putut să rezolve o problemă a cetățenilor din Motru în cei 20 de ani, și a venit Cosmin Morega, cum îmi spune un mărtan de 40 de ani, și le-a rezolvat probleme dumneavoastră care nu le-au putut rezolva de 20 de ani. Și acest lucru fac în continuare, inclusiv Monumentul Eroilor, care a spus că au trecut ani și ani și ani și n-a reușit într-o nimeni. Localitate mineră, într-o localitate, mai mare rușine la 1 decembrie să îngrămădeau cu toții acolo, să dea frumos în poză, dar le era frică că le plică, eu știu, marmura în cap, da? Dar n-au făcut nimic pentru a debloca această situație. Practic, în cele 8 luni de zile, pot să spun că am deblocat ce n-au putut să deblocheze dumneavoastră în 5-6 ani de zile. Și nu o spun ca o laudă, o spun ca un fapt real. Dacă ne ajută Dumnezeu în cei 2 ani de zile, practic, cam tot ce am promis rezolv. De peste cele, după ce vor trece cei 2 ani de zile, vom avea altceva de făcut. Sunt multe de făcut. Când am spus că Motru este ca o casă părăsită și trebuie să o iei de la temelie până la acoperiș sau de la acoperiș la temelie, așa este. Sunt multe de făcut, dar este normal să ai și o prioritate. Oamenii au văzut că poți să faci și vin toți spre tine și vor să le faci cât mai repede. Solicitările dumnealor, fie ele mai mică sau mai mare, acea solicitare, caut să o rezolv pe loc. Din păcate, este oarecum îngreunată activitatea, avem și mult de lucru. Direcția publică Motru are bugetul făcut practic pe lucrările primăriei municipiului Motru. Aș avea posibilitatea și pot, nu este nimic ilegal, ca acele lucrări care fac la Motru să le împart, să dau către direcția publică și către persoane sau juridice terțe care să facă în același timp, eu știu, ei să schimbe băncile, alții să le vopsească, alții să facă marcajele. Am ales ca să nu le diminuiesc bugetul. Orice lucrare, adică să se păstreze locurile de muncă de la direcția publică. Orice și se poate să-și asalare. Orice lucrare o dau către altă persoană juridică, nu mai ajunge la dumnealor și le diminuiesc bugetul. Dar din păcate nu pot să facă mai mult. Dorința mea ar fi fost să termin acum. Niciodată programul de înfrumusețare, cel puțin cât am condus direcția publică Motru, n-a durat mai mult de, nu știu, imediat după Paști, martie, aprilie, atunci imediat în funcție de vreme. Acum le-am spus, cu părere de rău, o să ajungem în octombrie, noiembrie, decembrie și nu o să terminăm programul de înfrumusețare. Nu și respectă asta contractele... pentru că nu s-a făcut în ultimii ani așa cum trebuia. Nu și respectă contractele de dare în administrarea anumitor servicii, parcările. Nici la ora actuală parcările pentru care au încasat banii și nu puțini, nu sunt marcate. Și când spun că n-au acea linie de despărțire, n-au scris rezervatul, numărul. Cetățenii sunt nemulțumiți să ceartă cu anumiți oameni, fiindcă nu se vede acea rezervat. N-are de unde să știe omul. Platformele de gunoi le au în administrare. Înseamnă, domnule, când ți-am dat un bun, ți-l-am dat și cu bune și cu rele. Tu nu trebuie să-ți iei de acolo numai partea bună și cereau aruncă la primărie, că e proprietar. Nu! Platformele de gunoi, mașinile, coșurile, tomberoane, le au în administrare. Dacă ți le-am dat bune, tu trebuie să le întreții. Nu trebuie să mai ai beluciu care l-au avut, să zic, da? Dacă l-are foarte bine. Dar trebuie să fie curățenie, lucru care nu se întâmplă. Dezinfectarea acestor pubele, eurocontainere. Pe timpul Morica se făcea până în luna martie. Le spălam pe fiecare noaptea. Le spălam noaptea, că toată lumea zicea că să dezinfectez platformele. Nici până acum s-au spălat 6-7 containere și gata. Nu există. Acele garduri de împrejmuire ale platformelor trebuie să fie îndreptate, vopsite, iarba de printre ele, măturate cum trebuiesc. Deci astea sunt lucruri pe care trebuie să le înțeleagă și, din păcate, nu le-au înțeles cei care chiar conduc acum direcția publică și au 4-5 ani vechime în primărie. Că astea ar fi trebuit să le facă. Nici până acum n-au înțeles contracte de delegare și de administrare între primărie, Consiliul Local și aceste societăți. Fie direcție OATA, că și la OATA e aceeași problemă și o să discutăm și despre dumnealor. Practic s-au învățat să vină banii ușor și să facem lucrări mai puține. Sau de mântuială. Sau de mântuială. Nu mai există așa ceva. Deja cred că au văzut cu toții că deja altfel stă treaba. Recepția nu se mai face pe repede înainte, se face pentru lucrare plătită corespunzător. Am avut o discuție și l-am spus, până la urmă suma este cea care trebuie să o plătim, dar să faceți lucrarea necesară și corespunzător. Nu o faceți, nu luați bani. Asta este deviza noastră și așa va fi în continuare. Dacă tot ați adus discuția spre direcția publică Motru, în această dispoziție de la ședința, ultima ședință de Consiliul Local, apare și situația aceea cu AGA de la direcția publică. Explicați-ne, domnule primar, care este situația, că eu nu mai înțeleg. Oamenii aia au fost numiți ilegal, din ce a spus și prefectura. Nu vor să intre în legalitate? Cine trebuie să-i pună legalitate? Le este mai dragă funcția decât interesul unei societăți și al cetățenilor și practică a întregii comunități. Am pus pe ordinea de zi din nou acest proiect de hotărâre prin care am dorit schimbarea AGA și numirea
altor membri în această agă a Direcției Publice Motru, având în vedere că nu s-a respectat algoritmul politic. Practic, alianța de dreapta, da, constituită de dumneale și peste tot au spus că au alianță de dreapta la Motru, PNL, USR, ALDE PMP? Și PMP parțial, da, au numit în AGA OATA doi reprezentanți, unul PNL și unul ALDE. Practic, acum PSD-ul i-ar fi revenit două mandate la Direcția Publică Motru. Acest lucru l-am făcut, acest lucru l-a spus și prefectura. N-au dorit să voteze la această ședință. Practic, am avut 9 voturi pentru, 2 abțineri și 6 împotrivă din numărul total de consilieri, 18 cred au fost la ședință. Fostul primar și-a dat demisia și nu mai este consilier local, a renunțat și la acest lucru. Și atunci acest proiect de hotărâre n-a trecut. Ce înseamnă acest lucru? Blochează activitatea Direcției Publice Motru. Da, toate n-a actele care sunt semnate de actuala conducere nu mai pot mult, să Direcția fie Publică spuse sub semnul întrebării. În demisia consilierului, fostului consilier Gianu, nu mai are doi în AGA, are doar unul, nu poate funcționa. Deci treaba este atât de complicată încât nu vor să o înțeleagă. Ar trebui să o înțeleagă și din punct de vedere administrativ și politic. Directorul executiv, din câte știu, este și președinte interimar sau cum o fi la al Partidului Național Liberal. Cu ceva contestații. Ar trebui să înțeleagă acest lucru dacă își dorește binele societății, așa cum spune, și a locuitorilor. Și până la urmă, pentru cele 3, 4, 5 funcții ale dumnealor, cred că este mai important interesul cetățenilor și orașului. Nu vor acest lucru, este problema dumnealor să-și asume. Le-am spus să nu ajungă Direcția Publică Motru, situația luată. Să vină să plângă pe ultima sută de metri, știți, nu avem bani. De ce nu aveți bani? Aveți guvernul dumneavoastră, aveți ministere, aveți putere de la nivel județean spre central, știm că toții sunt destui sau mulți secretari de stat sau alte funcții ocupate de persoane din Târgu Jiu sau din Gorj care ar putea să ajute această societate. De un an jumate, un an și ceva, este conducere liberală la această societate. Iar acum când a ajuns cuțitul la os, vine să spună, domne, trebuie primăria să ne dea, trebuie primăria. Pe voi oameni buni, primăria este proprietar când vreți, este tot timpul proprietar și a fost proprietar tot timpul, dar din păcate n-ați înțeles acest principiu. Le-a convenit să consume sau să cheltuie acele sume, resurse de bani care le-au primit după bunul plac, fără să întrebe probabil nici primarul actual, nici fostul primar unde și cum și ce, poate l-o fi întrebat pe mine, nu. Iar acum când aveți probleme, veniți și întrebați Consiliul Local și primăria. Păi nu voi ați generat aceste probleme. Nu dumneavoastră ați făcut aceste probleme. Mai mult, cred că Motru este singura localitate și nu știu dacă se știa, pentru care să plătea subvenție la apă caldă pe perioada de vară. Am fost consilier local și mi-aduc destul de clar aminte că s-a pus în discuție subvenția pentru gigacalorie și apa caldă pentru perioada de iarnă. Ce să plătim când la robinete ajunge apă neagră și rece? Cum să subvenționăm avem această un astfel de calup apă cu neagră și rece pentru populație pe perioada de vară? Da, s-a chiar oprit apa caldă o perioadă, da, din cauza revizilor. Cred că nu există în țară o altă localitate care să subvenționeze și eu n-am acceptat așa ceva. Le-am spus clar că este, indiferent ce vor să motiveze, că să plătește la gigacalorii, nu este pe perioada de iarnă, scurt, nu pe perioada de vară. Ar fi culmea, acum o să dăm 30.000 de lei pe vară pentru subvenția apă caldă, care să pierde prin anumite spărturi și sunt pierderi enorme, iar noi primăria, dacă știți cum e varianta, dacă moare capra vecinului, să moară și a mea, sau moare a mea să moară și a vecinului. Cam pe premiza asta merg dumnealor și nu există așa ceva. Dacă, și le opriți plătirea acestei subvenții? Da, de când am venit la primăria municipiului Motru, nu știu dacă o lună, cred că nu știu dacă n-am până am ajuns la mine, da, eu le-am dat toate aceste borderouri, că nu-s facturi, retur, și le-am spus și de ce. Și le spun încă o dată să înțeleagă că primăria nu este fabrică de bani pentru cei care asta își doresc. Nu. Mai avem un aspect. Am vorbit de OATA. Au acele puncte termice. Păi acolo nu este primăria proprietar. Păi nu vă e rușine cum arată punctele termice, fără geamuri, scorojite, picați pereții. Nici o problemă, că deja cei din compartimentul respectiv, poliția locală, urbanism, vor verifica și le voi atrage atenția în cel mai scurt timp să le refac acea fațadă care stau să pice. Am găsit o variantă să-i sprijin, să-i ajută, spune că n-are cine să încarce pereții. Zic, măi, e material lungă timp, doar încarci un om. Pe simplu să spui nu am, să dai un telefon și nu pot. Nu puteți, mergeți acasă, lăsați-i pe alții. Că n-ați putut ani de zile. Ani de zile. Păcat. Deci electrica poate să-și aranjeze acele căsuțe de curent,
Iar noi, nu că e primăria, suntem prieteni, suntem vecini, suntem cunoștințe, frați, tată, mamă, și nu putem să facem acest lucru. Păi cum va arăta acea zonă de feuri, să zicem, care săptămâna asta, să le mai dau informații, poate eu știu mai crapă, 2-3, vom turna stratul de binder în zona de feuri, dacă ne lasă vremea, iar acel punct termic este ca după bombardament. Adică am o haină curată și cămașa murdară. Nu există așa ceva, să se trezească cât mai au timp, să spună dacă pot să facă acest lucru. Dacă nu, începând de azi, nu de mâine, vor fi sancționați cu toții. Cel mai bine. Cred că asta e cea mai bună Le-am metodă. Le-am transmis N adrese pentru acele guri de canal. Și gurile de canal vorbesc și la OATA și la Aparegiu. Aparegiu le mulțumesc, s-au conformat și nu pot să spun că n-au fost receptivi la orice solicitare, au avut, nu au avut, cel puțin am purtat o discuție, zic, nu pot azi mâine, că nu, dar în cel mai scurt timp o rezolv. OATA n-au avut nici cea mai mică intenție. Adică da, sunt nu știu, acele... domnul de acolo care conduce, nu știe, nu vor, faptul că este de cred la că nu pot. PNL, și ar trebui se să gândește spun... că vă face un bine dumneavoastră, adică că vă crește ratingul. Nu să gândească că își face un rău singur, Doamne ferește, cade un copil acolo, se lovește, se accidentează și atunci este probleme, poate să fie al meu, al lui, nu, al lui, cred că se gândesc la asta să gândească. Dar ce să gândească că am oprit, nu din greșeală, că eu mai umblu și mai urmăresc așa activitatea, în față la OATA. Și a trebuit să le atragă atenția ca o pancardă mare de tablă pe suport de fier care s-a măcinat în partea stângă, ca să știe unde cum intri la OATA. Cred eu că este de când a fost o reabilitare a unui cazan ceva pe genul respectiv și spunea acolo proiectul finanțat, picată, căzută și n-a văzut-o nimeni. Și l-am sunat pe direcția, bă, chiar nu o vedeți, trebuie să vă aduc eu, n-aveți nevoie, o trimit la direcție, că v-am rugat să puneți un capac și mi-a spus că n-aveți o tablă, un fier. Din aia făceau 3-4 capaci, dar nu interesează. Și asta denotă faptul că nu au calitate de manageri. Nu, deci oamenii probabil sunt doar la încasare, domnule primar. Atât, adică văd doar atât, se termină nu interesează luna, nimic, consideră că dacă scoate fumul... Și dăm vina pe oameni că nu-și plătesc da, debitele la asociație. Nu interesează și cum scos fumul ăla, cu costuri reduse. Astăzi, apropo, am văzut Direcția Publică Motul căra peturi cu o camionetă. Bă, oameni buni, cum reduceți voi cheltuielile? Că n-ați scos nici motorina. Nici motorina pe acel transport cu acele peturi n-au scos-o. Să le vezi ca o supraînălțare. Deci, practic, oblonul acela de 30 de centimetri, doar atât. Da? Plin cu niște peturi. Și ce înseamnă alea? Nici 30 de kg de pet. Nici 30-40 de kg de pet. Și spun că reduc cheltuielile. Cum le reduceți? În mintea voastră bolnavă. Deci nu există, că am văzut și noi, sunt acele mașini cu grătarul ăla înalt, eu știu, de 2 metri înalte, 3. Cantitatea, adică foarte încărcate, foarte în așa mică. Fel încât să nu consumie combustibilul. Da. Și atunci ne întrebăm de ce apar. Sper să nu fie adevărat, dar o să cerem o situație. Direcția Publică Motul, după 2-3 luni de zile, deja a ajuns la 2 miliarde și ceva pierderi, lucru care ar trebui să și-l asume Consiliul de Administrație, AGA și directorul executiv. Până la urmă au un mandat și este normal, un mandat, au un contract semnat, da, în care s-au angajat care probabil să nu facă indicatori debite. De performanță și ar trebui să-i atingă. Nu știu cum au curat să încaseze banii și salariul. Că până la urmă n-atinge acei indicatori de performanță, nu ai plus, nu știu cum, ce curaj ai să soliciți bani sau indemnizație, salariu, cum îl numesc dumnealor. Deci astea sunt lucruri mărunte, dar foarte importante. Le-am explicat un alt fenomen. Până la urmă, nu știu cum reduc cheltuielile la Direcția Publică, când eu am aflat printr-o adresă pe care le-am transmit-o și mi-au răspuns că în continuare duc gunoiul la groapa de gunoi la Severin. Acum nu mai este scumpă tona cu 1.200.000. Este mai ieftină? În condiții în care de aproximativ, nu știu, 3 săptămâni, o lună de zile s-a deschis groapa de la Târgu Jiu. Unde da, dar trebuie este... discutat, că nu se primește pe... Nu sunt primiți toți, ci trebuie discutată situația. Ai de la motul sunt primiți, că avem contract, suntem oarecum fondatori. Și atunci ei preferă să ducă tot la Severin, că e mai scump? Pe să se ducă la Târgu Jiu, care... că e mai ieftin? O scuză pe care eu nu pot să o accept, că nu intră tirul la Târgu Jiu și intră la Severin, dar trebuie să găsești variante. Ai o mașină în curte care i-am rugat de o lună și ceva, mă reparați mașina. Dacă vă pică cealaltă mașină, nu știu ce veți face și cum veți rezolva problema cu mine. Stau nepăsători, ridică din nume, spun că nu știu, nu am bani, că plecați-mă acasă dacă n-aveți. Un manager ăștia acolo să găsesc soluții. Să găsesc situații. Dacă se discută, dar nu cred că se discută oamenii situația. Oamenii se uită și așteaptă că nu poți să ia decizii, dar e simplu să întrebi acel muncitor ce ar trebui să facă și spune el ce trebuie să faci. Tu analizezi dacă poți să pui ceva în plus
sau dacă trebuie să tai ceva de acolo. Asta este varianta. Dar dacă ești depășit de situații, dă-te la o parte. Toată lumea vrea să fie director, banii sunt mulți, șef, domnule primar, și este imposibil să te dai la o parte. Aveți de toate. Morega n-a avut și n-are șofer. Ei au și permit acest lucru. Morega le-a cumpărat mașină și la direcție și la OATA și ei se plimbă cu el și îl critică pe Morega. Da? Lucru care nu este normal și corect. Domnul primar, știți ce contează? Contează că nu vă critică cetățenii și credeți-mă că sunt foarte multe mesaje de apreciere, felicitări, mult succes în continuare, felicitări Cosmin Morega, un om demn de tot respectul, mult succes în continuare, felicitări cât mai multe mandate, felicitări un primar echilibrat, deschis tuturor, felicitări domnule Morega și alte mesaje. Deci lumea vă apreciază. Știți că în campanie am discutat și am spus și am ajuns la varianta la care am ajuns să bag la urmă să spună doamnă că mi-e foame. Și mi-a venit să credeți, domn primar, da. Și doamna Angumii, nu pe bune vă pun de mâncare? Doamna Angumii, vă mulțumesc. Și atunci vei înțelege că primarul nu este babau. Primarul este un om, un om care până la urmă trebuie respectat și să respecte. Este adevărat că răutăcioși sunt și vor fi în continuare, dar cum a spus, când e 50 plus 1 deja este bine, când este peste 60 deja este foarte bine. Și acest lucru ar trebui să îl avem cu toții în mintea noastră, pe acolo pe unde trecem să lăsăm un semn bun în urma noastră. Cred eu că se vede acest lucru. Îmi este ciudă că n-am putut și aș avea multe de realizat. N-aș vrea să le mai zic sate la aceste cartiere aparținătoare municipiului Motru, dar o balastare cu o răspunzătoare o vom face în această toamnă. Vom reuși să reabilităm, să reparăm câteva fântâni, sunt foarte multe de la aceste, în aceste localități. Domnul primar, s-a intrat în aceste localități în care eu nu am văzut, nu știți, spre Râpa, spre ați reabilitat astea, cum le zice, Troițele, și așa mai departe. Podul, adică ați făcut niște lucruri care nu se gândea. Sportul, ați revitalizat sportul în Motru, copiii au un obiectiv acum să joace fotbal, nu știu, e ceva extraordinar. Am fost la un campionat al juniorilor la Pitești. Și am ajuns cât de obosit am fost, am ajutat. Chiar dacă n-am făcut, eu știu, performanță sau când ne-am fi dorit. Pe locul 4, bun, puteam să fim și ultimii loc, să nu contează. Serioși. Dar să vezi acei copii cu câtă dăruire au participat la aceste evenimente, au spus, bă, au fost mai buni ea de la Mioveni, bă, văd ce ne făcut ăla de la... Ei ambiționează. Da, deci a fost ceva extraordinar. Iar de oameni aș fi dorit să avem și noi exact ce au dumnealor echipamentul corespunzător. Nu ne-am făcut domnul de răzda, primar, gândiți-vă că tot. Aveți o lună sau sunt două luni de zile de când ați început povestea două asta? Luni. Așa, vreți să faceți performanță în două luni de zile? Mai vorbim peste 2 ani. Și atunci, cu siguranță, așa, puteți să schimbați tot și echipament când și tot ce trebuie. Când ne gândim stadionul de câți bani a beneficiat, având în vedere lucrătorii minerii sau minerii, cum ești, care cotizau și să vezi că plouă în el fațade de picate, groaznic, asta este nu groaznic. Este în regulă. Toate lăsate în paragină. Dar, în schimb, pretenția aveau tot să vină să facă saună, să vină să facă bazin, fără să plătească. Nu s-a terminat era asta. Vine, poate să facă, n-am nimic, o să plătească contracost, măcar corect. Curentul și consumabile și nu am nimic. Băi, când vor face copiii la liber, atunci poți să avem oarecum o aroganță, odată la anumite, să facă și ceilalți. Dar atâta timp cât copiii ține la program, fac o saună sau, eu știu, un bazin odată pe lună sau la două luni, nu putem să cerem altceva. Nu i-am văzut să vină în spis să spună, dau și o apa gratis, dau și o curentul gratis, dau și o apa caldă gratis. Ei, din contră, odată dacă ar putea să închidă pe stadion, bagă acolo că-s pierderi, eu știu alții tot la fel pe stadion. Nu, la ora actuală, de 8 luni de zile, numai primăria municipiului Motru întreține această bază. Sunt 30 baza de mii de lei. Baza sportivă de acolo la fel, boxul tot prin intermediul de primăriei, tenis la fel, tenisul și la fel. Să dea Dumnezeu să putem în continuare și din contră, am și mișcat, am luat și echipament, am luat și mingi, am făcut și mici reparații, facem în continuare, am avut și evenimente, și la tenis două turnee frumoase, și la fotbal, și la box. Din fericire, copiii ne-au făcut surprize și oarecum ne fac mândri și ne țin în priză. Au câștigat pe unde au mers și este un lucru bun, nu s-au lăsat, au fost pe podium 1-2, 1-2, 3, toată ce lumea a trebuit și dumneavoastră să vă îndreptați către ei? Făcut o mică chestiune. Să știți că poate le-am făcut cu drag din partea diplomă, mea personal. O prăjitură, un suc. Nu, au primit tablete, au primit tablete, telefoane mai mult. Și este un lucru bun. M-am interesat să văd fiecare de ce ar avea nevoie și dacă i-ar... l-ar ajuta oarecum. Și asta este un lucru bun și o fac cu mare drag și o voi face în continuare și le mulțumesc și celor care au venit aproape de mine. Sunt oameni care au sponsorizat, fie că le-au luat un echipament, mingi, transport, eu știu, o deci mică există socializare. Oameni de bine, da, care fac așa. Și în principiu mediul de afaceri. Mediul de afaceri care vor avea mediul de afaceri cinstit, corect și loial. Care a simțit că acum poate să iese și el pe piață, nu mai este acel monopol în oraș și atunci simte și el că vrea să ajute. Vrea să ajute că și noi la rândul nostru, ca primărie sau ca locale, vrem să-i ajutăm.
Nu ne trec oameni prin localitate, nu merge nimic. Ne trec oameni prin această localitate, merge. La Pitești, unde am fost, să știți că n-am găsit un loc de cazare. A trebuit să merg la 3 km, existau două evenimente, exact ce am spus eu că... Deci în momentul în care organizezi evenimente într-un oraș, atunci erau 20 de echipe, și spațiile de cazare. 20 de echipe ori 20 de persoane, pe lângă au mai venit și părinți, au cresc fost și un eveniment de cresc... atletism, iar nu știu câți participanți, și acest lucru a dat viață la oraș. A adus un beneficiu bun. Asta trebuie să înțeleagă și dumnealor, să facem front comun, să dezvoltăm orice activitate, orice eveniment să fie la motru. Este simplu să stai ascuns să iei bani. Când ai un eveniment, să asumi ceva. Vrei să, trebuie să faci, să te implici, să nu e... Trebuie să fii un bun organizator, bine. Exact. Da. Ei, toți au fugit, au stat pe burtă, las că merge și așa. Nu. Acest lucru îl doresc. Chiar dacă este greu, ușor, îți ia din timpul tău liber, trebuie să demarăm acest lucru și o să vadă că în viitor va fi bine și pentru cel care are cazare, și cel care are restaurant, și cel care are, eu știu, înghețată, o benzinărie, o spălătorie, și ce înseamnă? Este un beneficiu, rămân acei bani în localitate. Și nu au fost puțin, v-a zis, cele 10-15 echipe, ori 20 ceva de copilași, au venit a doua, a treia zi părinți, a trebuit să cazeze, să mănânce și așa mai departe. Deci, practic, asta îmi doresc și sper să și reușesc. Nu este o nebunie când am spus că ar fi bine și o să le fac o solicitare celor de la CEO să ne dea un traseu într-una din cariere, să găsim un traseu accidentat, ajutor un pic cât mai poți și dumneavoastră da, cu un utilaj. Un parc din asta de aventură, ceva. Să facem primul, să face... nu un parc de aventură, aș vrea să avem un campionat de off-road, de teren accidentat pentru teren, pentru, eu știu, 3, 4, 5 zile, unde acești doritori au aceste zone minunate, unde nu le găsești peste tot, da, și la îndemâna oricui, o zonă unde poți să alimentezi ușor, să te cazezi, să găsești de mâncare, pe timpul a 5-6 zile, o competiție, să o suportăm din bugetul local, acele premii. Uite, să zic, asta da? Este o idee excelentă pentru o zonă care este afectată de minerit și care se gândește să facă altceva dintr-o fostă carieră minieră. Din acest mi se pare extraordinar. Putem să facem pe aceea de biciclete, eu știu, mergem mai departe, eu știu, de ATV-uri și așa mai departe. Până la urmă trebuie să găsesc o variantă, dar trebuie să găsesc și deschiderea acei oameni din Consiliul Local care nu vor să vadă decât atât. A, și văd doar politica, asta este dureros. Au și răutatea ceea ce să-i fie bine lui Morica, că nu-mi vine mie, vă e bine dumneavoastră, vă e bine la copiii dumneavoastră. Cred eu că își doresc să aibă copii acasă, dar nu știu cum să facă să-i aducă acasă. Cu toți am dorit să-i avem acasă, dar dă-le alternative la copii să vină acasă. E bine să stai singur între Edita mai vila sau patru pereți, să te gândești copilul tău plecat la Timișoara, București sau în străinătate, și că nu mai vine acasă sau să aștepți să te sune, să răspundă la telefon, că nu ai putea să-l ai lângă tine, prin astfel de activități. Toată lumea spune copilul tău, nu, copilul meu vrea să rămână lângă mine. Și a rămas lângă tata și mama, n-am murit de foame, n-am murit de alte lucruri, n-am suferit că n-am fost în fiecare an la mare, dar a fost bine și așa ar trebui să gândim cu toții. Am găsit câteva persoane, puține adevărat, care acest lucru ca mine, spune, mă, copilul meu stă lângă mine, că și eu am stat lângă mamă, uite, i-am dat o mașină să meargă la cărbune, să care balastul, să-și facă ceva, o activitate, să trăiască el cu familia lui în viitor, are casă, are mașină, i-am dat și o afacere. Și acest aspect ar trebui să-l gândim cu toții. Nu zic, e mai simplu, las că pleacă copilul. Da, e adevărat că mulți au apartamente cumpărate, Timișoara, București, Cluj și așa mai departe și na, și-au permis. Dar cei care nu au, e bine să rămâne în zonă, să dezvolta. Și o să vină și acea mică fabrică de care toată lumea vorbește și așteaptă și cred eu că nu e mult până atunci. Asta e un lucru foarte bun. Am văzut că le-ați dat un spațiu generos cel unui supermarket. Deci se mișcă lucrurile și pe lângă el mai apar și altele, alte afaceri. Ambiționează mai mici. Pe mulți. Eu îmi pun mare și am mare încredere în mediul privat. S-a terminat că primăria pune, nu are ce să pună la dispoziție primăria. Primăria are 9 hectare de izlat și atât. Restul au fost gogoși, îmi scuzați expresia, promisiuni de campanie, care ați văzut că după 2-3 ani s-au desumflat, s-au întors înapoi. Eu, dacă n-am avut curajul la timpul respectiv și nu e felul meu să min, să spun astfel de gogoși, n-a fost bine. Cetățeanul consideră că nu vrea. Până la urmă s-a lovit da. Cu capul de pragul de sus și l-a văzut pe cel de și jos. Și să știți că mediul de afaceri este doritor la astfel de activități. Deja s-a creonat oarecum astfel de investiții, au căutat să-și achiziționeze mai mult teren, le este mai le îndemână, pot să negocieze cu proprietarul, pot să facă documentele. Și eu ca primărie mi-aș dori să achiziționez teren, nu uit ce am promis din nou și caut o variantă să găsesc acele
locații, terenuri pentru a le da 3, 4, 500 de metri să-și facă case tinerilor, dar avem acest bloc în lucru și este un lucru bun. Sunt 30 de apartamente care pot să ajungă la acest tineri, să le oferim o garsonieră, un apartament, o locuință, să rămână în localitate. În continuare și aceste locuințe care le-am scos la vânzare, să știți că mare parte sunt achiziționate de tineri. Au venit cei de afară în mare parte și din alte orașe și practic cred eu că la Motru nu mai găsești o casă de răpânat, a fost prin zona Râpa și practic s-au cumpărat efectiv acele case de răpânate și vezi că unde a fost o părăseală, arbori mai mari decât case și acum e terenul frumos și casa începe să ia viață. Este o mare bucurie pentru mine. Asta arată că este viață. Toată lumea spune, domnule, să închid carierele. Trebuie să fie viață și după carier și carierele nu le-am închis, eu nu le-ați închis dumneavoastră. Le-au închis toți cei care le-au condus. Și s-au gândit numai la pensie și a zis, dacă mai ține 2 ani de zile, e bine pentru mine. A venit altul să a 2 ani de zile, văd cum mai fac, e bine pentru mine. Nu așa trebuia gândit, ci trebuia să gândească alternativă, paralelă la acest minerit. Acestea nu-i ținea nimeni să nu facă aceste piste de obrot pe unde puteau, nu-i ținea nimeni să nu facă documentele și actele pe terenul, să fim proprietari sau să știm pe ce suntem proprietari, nu-i ține nimeni nici acum să poată să dea autorităților locale acele clădiri bune, utile, nu cele care ale nu au, da. Nu cele care sunt dărăpânate să scape de ele ca să ți le dea ca o povară primăriei, să ai probleme pe partea de mediu, de ecologizare, de demolare și așa mai departe, și atunci să dea acele clădiri, spații, teren care pot să genereze locuri de muncă și capacitate, adică forță de muncă și anumite activități. Pe final, așa, avem câteva fotografii acum rulează cu apa de la Oata, am discutat de ea, situația este destul de nasoală, oamenii se plâng în stânga, în dreapta. Pot să le pun la dispoziție eventual și numărul de telefon care al directorului, vorbeam că nu ca se să-i ceară explicații, eu le-am cerut de fiecare dată și când mele le spui nu mai este a lor, nu mai este a ta, când au probleme este a mea. La fel și cu acele gunoaie, da. Chiar este astăzi adevărat. Am văzut că ați avertizat direcția publică să ia măsuri, că vă supărați populația rău. O mare parte a înțeles, unii nu. Da, este adevărat că vin oamenii și pun aceste resturi la aceste, dar acolo sunt, e vegetație acolo. Vegetație deci, și aici este un loc, da, este un loc unde ar trebui să fie depozitate acele containe și nici măcar n-a fost îngrijit. Administrare înseamnă cu tot. Acea platformă văruită, dezinfectată, tăiate burunele, puse coșurile, spălate coșurile și, atenție, ridicate aceste deșeuri la timp. Acolo este o zonă pentru deșeuri reciclabile care n-au fost ridicate la timp. Dacă n-au fost ridicate la timp, oamenii oarecum, cred eu că au avut bun simț și au considerat, mă, cineva a vrut să facă ceva, să punem la aceste peturi separat, că puteau să le pună în celelalte deci cumva le-au separat și oamenii, au încercat da. Să facă dacă o selecție. Dacă n-au fost ridicate la timp, și ăsta ar fi un semn de întrebare și cred eu că nu le-am dat mult de gândire, că atunci când ridică sâmbătă sau ori de câte ori este nevoie, acea camionetă, dacă îi pune și înălțătoare, putea să ia și aceste peturi și da, nu mai erau acum gărdulețe, aruncate. Așa am văzut în acele camionete pus în așa fel încât până să le la urmă știți cum este un respect și pentru oamenii care muncesc pe stradă. Bate vântul și duce toate acele mizerii. Omul trece acum, trec eu și poate el cer pe nedrept, să zic, da? Da că văd mizerii, dar poate omul a măturat, bate vântul și duce acele mizerii în stradă. Deci asta trebuie gândit, până la urmă trebuie să fie o echipă și în cadrul direcției publice să gândească aceste aspecte. Le-am vândut oarecum cu ghilimele de rigoare anumite lucruri. Văd că încă nu le-au înțeles actuala da, da. Conducere. Actuala conducere se mai pozează lângă ele când consideră că e acolo bine cred de că aveți ceva cu târgul săptămânal. Da, cu târgul aici săptămânal vreau să aduc în discuție așa pentru final, pentru că acest târg săptămânal s-a făcut mult apaș pe el de către domnii de la PNL. Mi-aduc aminte când se pozau, când au tăiat panglica de la târgul săptămânal care arată așa, după cum vedeți doamnelor cred și domnilor. Și la timpul și după respectiv. Aia l-au abandonat. Aici avem un proces verbal al dumnealor care până la urmă spun adevărul. Deci, practic, comisia din cadrul Direcției Publice Motru spune ce am spus eu atunci când s-a dat drumul la acest târg, nu știu, 2 ani, 3 ani, un târg făcut cu bani de la bugetul local, bani peste un miliard. Care n-a funcționat, n-a generat venituri, n-a generat nimic, nu a fost încadrat corespunzător la Primăria Municipiului Motru. Primăria Municipiului Motru nici n-avea dreptul să gestioneze un astfel de târg. Am căutat să îndrept și această problemă și printr-o hotărâre de Consiliu Local să-l dăm în administrare Direcției Publice Motru, care are și piața în administrare, și culmea. Fostul consilier personal care e director executiv a refuzat să-l primească. De ce? Scrie în procesul verbal că-s lucrări de mântuială. Canalizare, bolovani, pavazaji, mese, scaune, toalete. Toaletele ecologice oameni distruse. Buni. Moreg are 8 luni de când distruse. A venit. N-a funcționat deloc acest târg. Le-am dat dumnealor și i-am rugat să cosească măcar iarba, că era de 1,5 m.
Și acum vii și îmi spuneți că nu este în regulă. Eu consider că are oarecum ciudă pe fostul primar. Anii trecuți nu au văzut. Și vrea să-i arate pisica, probabil, fostului primar. Spune, vezi că, uite, nu e bine ce ai făcut. Adică se dau un gât unul pe altul? Adică domnul Matei îl dă în gât pe domnul Jeanu? Eu așa o înțeleg. Până la urmă o să căutăm documente, s-ar putea să găsesc vreo semnătură și a domnului Matei pe procesul de recepție. Când la timpul respectiv, consilierul personal băga în recepție la toate lucrările. Îl trimitea să vegheze, să vadă, să știe. Și acum vii și îmi spui mie că nu e regulă toaletă pe dermatul Morega. N-a funcționat o secundă. Da, nu faceți o anchetă, domnule primar, în acest caz? Urma. Adică o să rămână pe, în cârca primăriei în această situație? Nu, să înțeleagă că nu putem face acest lucru. Cine e vinovat chiar din cadrul primăriei va plăti. Cine și-a asumat și-a recepționat aceste lucrări necorespunde. Să spui că nu funcționează canalizarea. Că n-ai fost. Asta că nu e infrastructură, de că intri cu cizmele de gumă, că dacă... Că intri că-s bolovan, că se face nămol. Păi până eu acum le-am n-au făcut, văzut? Eu le-am făcut, că platformele lipsesc de la ele, nu știu ce lipsesc, că-s parte, că-s dărmat. Păi nu le-am făcut eu. Pe timp eu n-a intrat nimeni, n-a funcționat o secundă această piață. Păi nu mai funcționează de 2 ani, de fapt. Și vii să-mi spui, adică de pe timpul tău și vii să-mi spui că e dărâmată. Până la urmă lăsam capul jos, o semnam, refăceam ușor cu oameni și dădeam drumul la treabă. Adică caut să-și ia venituri, acele venituri de 1.200.000 pe lună, există raport de specialitate, există acest studiu de oportunitate, că acest târg săptămânal aduce undeva la 300 ceva de milioane pe săptămână, ori 4.200.000 pe lună. Și adică scotea 1.200.000, așa trebuia. Așa scrie în raportul de specialitate. Și eu le dau posibilitatea domnului director executiv să încaseze să acel 1.200.000 pe lună din acest târg săptămânal, unde primăria municipiului Modo a investit 1.200.000-1.300.000 la timpul respectiv, acum 3-4-5 ani. Nu știu dacă a încasat 100 ceva de milioane în toți acești ani din acea taxă pentru de intrare. De intrare, care participă la acest târg. Și îl vedem că după 2 ani și ceva, 3, arată în stadiul acesta. Păi nu l-a furat Morega, nu l-a luat Morega, n-a umblat Morega, n-a încasat Morega, n-a făcut nimic Morega. Morega vrea să vi-l dea ca să-l puneți la punct, să-l administrați așa cum v-ați dorit și să încasați acel 1.200.000 lunar sau 2 miliarde cât mai mult, să vă atingeți indicatorii și să puteți da înainte. Ați avut o ședință la finalul săptămânii trecute de Consiliul Local. Joi. Ați luat vreo decizie foarte importantă pentru localitate? În afară de deci am avut 22-23 de proiecte, am avut chiar o rectificare de buget, da, și acolo au fost probleme și pot să spun că nu știu, am rămas așa cu gură stamar, președinte de ședință, domnul Iovan. Eu îl știu pe domnul Iovan, un om dezghețat, așa îl știam, dar am impresia că de când e în politică a luat frica nu știu a cui, da, te parcă nu mai reacționează corect și corespunzător. Până la urmă, acea rectificare de buget era una importantă, acei bani prin această rectificare trebuia să ajungă și eu. Au ajuns până la urmă la Spitalul Municipal, unde avem o cotă de finanțare a noastră pentru niște aparate achiziționate prin Ministerul Sănătății. Jgheaburile de la grădinița cu program prelungit. Avem acel program pe PNDL care l-am finalizat și este păcat de o lucrare nouă și să purgă apa pe pereți și este normal. Corect. Ca să putem să o ducem până la bun sfârșit. Am spus, lucrurile de mântuială s-au terminat cu ele, trebuie să facem cum este normal și corect. Da? Și cred eu că mai aveam o sumă de bani, dar numai 6-7 mii de lei, tot pentru o lucrare care este urgent de realizat. Deci asta a fost o rectificare de buget unde, ce să vă spun, a durat 60 de minute ca să aprobăm ordinea de zi. Au vrut să bulverseze oarecum ședința, să nu introducă pe ordinea de zi punctul 2 cu AGA de la direcție. Până la urmă au văzut că nu au cadru legal, au încercat să motiveze, că n-a trecut prin comisii, că n-a fost supus votului, că nu s-a votat corespunzător. Îl repuneți pe ordinea de zi la luna viitoare. Îl repun în fiecare lună, dar până la urmă nu asta este soluția. Soluția este să o rezolvăm în curca dezvoltarea și funcționarea acestei societăți. Sunt direct răspunzători și cei care n-au votat. Până la urmă să știți că răspunderea este a Consiliului Local. Să înțeleagă că acolo ești pus să rezolvi anumite probleme conform legii, nu cum vrei și cum să se șoptește la ureche sau cum ți se dă bilețelul. Cei care n-au votat să-și asume, cei care conduc și au luat o astfel de decizie, începând de la AGA, director executiv și Consiliul de Administrație, să răspundă de această treabă. Până la urmă va trebui să vină și cu un raport, nici până acum să știți că n-am primit, consilieri locali n-au primit solicitarea pentru acele contracte semnate de dumnealor de Consiliul de Administrație în care și-au prins anumite indemnizații, 8, 9, 10, dacă sunt schimbați în aceste 6 luni de zile, fără să intereseze, băi, oameni buni, plecăm noi singuri dacă nu realizăm treaba asta. N-am adus-o pe plus într-o lună, două, dacă a fost pe minus, plecăm acasă. Doar așa
stau, așteaptă ce? Eu știu, și când ești pe minus, din câte știu, nu poți să dai anumite drepturi salariale angajaților. Nu poți să le dai norma de hrană, dacă mi-aduc eu bine aminte. Nu poți să iei anumite decizii, eu știu, de investiții, dacă tu ești pe minus. Sunt multe găuri negre. Doamne ferește, să ai nevoie să faci, eu știu, un leasing, un împrumut. Dacă tu ai balanța și ești pe minus, ce să faci? N-ai ce. Și mai mult decât atât, cred că au avut și niște provizioane lăsate de mult de Morega, de niște miliarde bune, care au ajutat oarecum să-și facă indicatorii la sfârșitul de an, dar tot de pe vremea lui Morega sunt. Deci au supraviețuit vreo 5 ani cu cele lăsa Morega. Aoleu. Pentru final, domnule primar, bătălia politică acolo pentru Motru ar fi trebuit să se oprească, pentru că campanie va fi abia peste 3 ani de zile. În schimb, mai răbufnește așa, mocnit. Nu știu dacă e bătălie politică, este răutate, este influență de pe exterior a celor oportuniști care își urmăresc numai interesul lor și atunci vine să spune, vezi că are ceva cu tine politic, dar de fapt ei n-au capacitatea să înțeleagă, dorește altceva persoana sau persoanele respective. Am înțeles că președinte interimar este Dan Matei, nu știu ce mai caută Gigel Jean în toată această ecuație. Din contră, mulți cam critică faptul că îi adună în continuare pe la sediu de partid și le dă anumite indicații. Adică domnul Dan Matei este acolo de... Așa am înțeles, n-am fost formă, acolo. Adică cred nu... eu, da, este oarecum interpus acolo. Tot domnul Gigergianu conduce? Se pare că da, le spune, le dă bilețele ce să scrie fiecare pe la ședințele de consiliu local, îi adună și ceartă ca pe copii mici la sediu de partid pentru anumite lucruri. Până la urmă nu înțeleg pe acești oameni. Oamenii ieșiți la pensie cu părul alb, care au avut funcții, au condus oameni, eu știu, au avut și rezultate. Oameni care au fost, eu știu, apreciați de comunitate. Deja au ajuns în derizori, nu mai sunt apreciați de comunitate. Faptul că sunt trași de mânecă la orice, câtă frică să vă fie oameni buni că vă dau afară, ce vă ia viața, vă mută din oraș, plângeți după cele 7-800 de lei, 900 care le luați pe lună. Ăsta este până la urmă țelul și dorința dumneavoastră. Ați venit și ați votat pentru un consiliu local că vreți binele comunității, că vreți să faceți bine. Și apropo, să nu uit, astăzi am primit de la instituția prefectului că au fost verificate hotărâre de Consiliul Local și toate dispozițiile, 173 de dispoziții, nu chiar toate și nu știu câte hotărâri, și nu au fost probleme de legalitate. Deci practic, totul Morega nu a legal. Făcut nimic ilegal, niciodată nu o să vă aducă proiecte care nu sunt legale și nu întrunesc cadrul legal și asta este o mândrie nu numai pentru mine și pentru echipa din cadrul primăriei care secretar, eu i-am rugat și așa mai departe. Cu toate că se aruncă cu pietre atunci când vrei să le spui adevărul și nu le convine, dar eu am rugat să mă treagă de mânecă să nu mă las să greșesc. Eu dacă văd intra pe dumnealor să nu avem niciunii probleme, nici noi din cauza altora și nici alții din cauza noastră. Mai devreme sau mai târziu aceste lucruri se întorc împotriva noastră și văd ajungeți cel mai bine ca în situația eu. Aceea cu curtea de conturi, cu taxele și impozitele, da. Situație tranșată și multe altele, să știți că și cu locațiile care vor trebui demolate, o spun cu regret, vor trebui demolate anumite locații, tot datorită faptului că au fost persoane sau în ultimii 5 ani, 6 ani, care n-au avut curaj să spună, mă, nu ai legal ce ai tu acolo, trebuie să faci asta, asta și asta. N-au avut curaj. S-au complăcut în faptul că l-a mângâiat pe creștet, i-a dat binecuvântare, nu știu, a mai stat la o socializare și toate bune și frumoase. Acum nu mai. Eu am ajuns, practic, sau sunt persoana care trebuie să tai cap. Ei au făcut ce au făcut le-au ales și acum eu trebuie să iau decizia final. Nu eu. O ia instanța, curtea de conturi, legea și așa mai departe. Și atunci se vor supăra că sunt aceia de pe mine. Vezi mă ce-ți face Morega, vezi mă ce-ți face PSD-ul. Nu! Morega face ce este legal și am văzut cu toții că, până la urmă, prefectura a câștigat anumite procese în instanță. Care? Noi le-am câștigat în instanță. Curtea de conturi a spus exact ca noi. Deci, până la urmă, nu le fac că vreau eu. Problema este că vă puneți împotrivă niște oameni potenți financiar de acolo, din zona Motru, care temere. Încearcă și încă mai au posibilitatea să... așa, cel să puțin, miște de sfoar cel puțin unii. În primele 4 luni de zile n-au zis, ai grijă, vezi ce faci, ai grijă. Ai te grijă mare. Vezi ce faci, vezi că nu-i bine, vezi că X e capabil de orice, vezi că are putere financiară, vezi că merge și îți face. Dar de ce, oameni buni, că vreau să fac bine? De ce trebuie să-mi fie frică? Acel X potențial financiar sau cu potențial financiar ar trebui să înțeleagă binele. Și ar trebui să înțeleagă cât sunt 1, 2, 3, 7 că sunt, că tot ceea ce fac le face bine dumnealor, îndreptându-le lucruri. Probabil nu știu ce au pe acolo, prin curtea dumnealor, câte ori avea și ori avea. Da? Este adevărat că este poate greu sau poate de orgoliu, spui că are cineva cea. Nu am cu absolut nimeni nimic. Nu am răutăți, nu sunt un om cu răutate. Dacă am spun în față și când vă voi întâlni cu orice persoană, o să-i spun exact ce am de spus în față cu
subiect și predicat, indiferent cât de dureros este, da, fiindcă este normal să fie așa. Da, dacă m-ai criticat, m-ai înjurat, eu știu ce ai spus, este problema dumneavoastră. Eu n-am făcut acest lucru și nu-l voi profesional face niciodată. Profesional trebuie să vă critique atât. Dacă e până la este urmă. Adevărat. Un singur mesaj mai citesc și apoi închem emisiunea. Bravo, domnule primar, gândiți foarte bine, până nu o să fie asumate responsabilitățile în cadrul primăriilor, nu vom deja evalua. Este asumat în cadrul primării acest lucru, au văzut că au început să curgă acele dispoziții. Nu este o laudă, dar este o certitudine și un adevăr de imputare. Da, oamenii au înțeles și sunt foarte atenți, da? Înainte mergea fă-i că merge așa. Nu, să facă cum este legea, să aibă curaj să-și asume, să spună cetățeanului, da, putem face, dar ăștia sunt pașii sau nu putem face deloc sau putem face parțial. Omul înțelege, se îndreaptă, că noi avem în sânge treaba asta, să încercăm. Pot să fac așa, nu merge, ai, dar nu pot altfel. Și dacă îi spune un nu, înțelege și în timp rezolvă treaba. Și ne va fi bine la toți și se va termina, cred eu, după această era, epocă, eu știu, acest mandat, se va termina și această obiniță că merge și așa. Nu, trebuie să meargă legal, corect și cel mai bine e să fim corecți unii cu alții. Să ne uităm unii la alții, să spunem adevăr, nu să spui ce ai vrea și de fapt tu vrei altceva. Că am pățit și astfel de lucruri și cei care au venit la mine deja știu că nu merge și au văzut și colegii mai nou că așa se practică, spune una, dar de fapt vrea alta, spune, am uitat, n-am știut, dar știa de la bun început. Nu da? Știa cum să vă ia. Sunt probleme care ajung la mine și n-au fost rezolvate poate de 3-4 mandate de primar și vor să le rezolv eu și le-am spus care este rezolvarea. Unii chiar le-au rezolvat, chiar dacă nu le-au comit, alții au evitat și nu au mai venit. Dacă vor să le rezolve, să facă exact cum trebuie. Și să vină și să vă spună pe față ceea ce își doresc. Felicitări, domnule primar, ultimul mesaj al emisiunii. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție, mulțumim celor de la Motru care s-au uitat în mod special, dar și celorlalți din județ care cu siguranță ne-au privit acasă de la televizoarele lor. Ce să vă zic, avem totuși în județul Gorj, deci oameni care pot să fie și primari și să își păstreze și verticalitatea și să empatizeze cu cetățeanul și să nu uite de unde au plecat. Așa este primarul de la Motru și mai avem astfel de primari în județul Gorj, deci încă nu suntem pierduți, dacă pot spune așa. Mulțumesc celor care ne-au privit de acasă, rămâneți alături de noi, ne revedem mâine seară, sper eu, cu un subiect la fel de interesant. La revedere!